trebuie să pice și domnul Cocârțău. Și cum vine, întreabă, s-a găsit funcționarul de la domenii? Iar noi îi răspundem invariabil, nu s-a găsit. Uite-l. Bună ziua, domnișoarelor. S-a găsit funcționarul de la domenii? Nu s-a găsit. Eu nu înțeleg ce să fie asta. Poate că nu se publică anunțul regulat. Se poate, domnule Cocărțău. În fiecare zi se publică în toate ziarele pe pagina a treia, cap de coloană. Poftim, uitați-vă ca să vă convingeți. Se caută funcționar de la domenii, serios, fizic agreabil, pentru a se căsători cu o domnișoară tânără, frumoasă, zestre mare. A se adresa la agenția Ritter. Da, exact așa. Se caută un funcționar de la domenii? Se caută un funcționar. Vedeți? Toată presa nu face altceva decât să caute pe funcționarul de la domenii dorite dumneavoastră. Da, foarte frumos din partea presii, dar eu ce folosam dacă nu găsesc ce caut? Da, de ce țineți ca ginerele dumneavoastră să fie numai decât funcționar la domenii? Numai decât nu. Dacă se poate, încerc și eu. Și încerc pentru că am o presimțire. Numai un funcționar de la domenii o va putea face fericită pe fata mea. Credeți? Păi cum să nu? Uite de ce. În noaptea în care s-a născut fata mea, doamna Cocârțău, soția mea, a visat un funcționar de la domenii. Și visele nu mint. Nu, vă rog să nu râdeți, domnișoarelor, că nu mint. Cocârțău vă spune. Dar dacă nu veți găsi? Pe baltă să fie, că broaște se găsesc și baltă e. Slavă Domnului! De ce nu faceți o petiție la Ministerul de Domenii ca să vă detașeze un funcționar? Nu pot. Sunt opozant categoric. Convingerile mele politice nu-mi permit să adresez acestui regim nici măcar o petiție. Dacă s-ar schimba guvernul, dacă ar veni ai mei, atunci în 24 de ore mi-aș găsi și 10 gineri. Prin politică? Adică de ce nu? Dacă politica face ca atâți gineri să ocupe funcțiuni, de ce n-ar face și un funcționar să devină ginere? La revedere, domnișoară, dacă s-o ivi cineva, mă anunțați la telefon. În țara noastră, când ești în opoziție, nici socru nu poți să ajungi. Ai văzut, Helen? Tânărul ăla se îmbârtește pe aici. E drăguț tipul. Pariez că după tine aleargă, Helen. Poftim, domnișorule, poftim. Nu îndrăznește, e timid. Plăcuți sunt tinerii timizi. Dar eu îi prefer pe cei îndrăzneți. Tu nu, Helen? Iar a plecat și eu vorbeam singură ca o nebună. E singurică păsărica. Mâncă-i zburița, am să-i fac o surpriză. Te-ai speriat, turturică? O să mă împace, nene Costache, că țip și dau alarmă. Uite, te las, Rândânico, te las în nentu mâncați-ar ochișorii să-ți-i mănânce. Numai nu te supăra, hai, adu mânușița să ne împăcăm. Dulce-i, Doamne, dulce-s ochii de fetițe și parfumul de rochițe. Râs, domnișoară Beatriz, ce-ți pasă, ești tinerică? Dar nici eu nu mă dau bătut, sunt chel. Da, tot verde am rămas. La jachetă. Și la jachetică și la inimioară. Simt că dacă te-aș fi cunoscut mai devreme, m-ai fi costat tot părul din cap. Atunci sunt fericită că mă cunoști la o vârstă când nu mai ai ce pierde. Dacă ruzime mâncățești năsucul. Vai, pardon, întrerup o idilă. Uite și cealaltă păsărică. Dino, Helen, mi-e frică să stau singură cu nenea Costache. E primejdios, mă șer. Nenea Costache? Păi nu-l cunosc eu. Bate-vă să vă bate de închelițate. Știi ce vrea să-mi facă? Ce? Vrea să mă mănânce. Ce spui? E un canibal, mașer. De vreo 10 ani nu face altceva decât să mănânce toate fetele agenției. Râdeți, strângărițelor, râdeți. Ce vă pasă? Dar ia spuneți, ce e cu funcționarul de la domenii? Tot nu s-a găsit? Nu s-a găsit. Adică să fie așa greu să se găsească un funcționar de la domenii pentru o fată frumoasă și o zestre mare? Se vede că funcționarul de la domenii a devenit o raritate în România. Bine, dar eu nu înțeleg cum poate cineva să țină morții să-și mărite fata numai decât cu un funcționar de la domenii. Gusturi! Dumneata n-ai avut niciodată asemenea gusturi. Cum adică să mă mărit cu un funcționar de la domenii? Nu, vreau să zic, dumneata n-ai avut niciodată vreun capriciu. Toată lumea are!
Aoleu, e 10, mă duc la registrele mele. Ba, ui, poți... Trebuie să fie vreun curtezan. Ce te face să crezi? Cravata. Poartă cravată roșie. Ei, și ce-ar face? Poate să fie socialist. Curtezan, socialist, tot una e. Și unii și alții sunt pentru votul universal. Eu n-am cunoscut niciun domn cu cravată roșie care să nu-mi facă curte. Ai tu noroc, la cravate roșii se vede. Tu nu? Pariezi pe ce vrei că tânărul ăsta umblă după tine. O clientă. Bonjour, bonjour, domnișoarelor. Mă rog, aici e agenția Rita? Da, doamnă. Agenție veche și cunoscută, care se ocupă cu publicitatea în genere și în special cu anunțuri comerciale, industriale, profesionale, rogon de nunți, botezuri, poftiți și un prospect. Mulțumesc. Dar eu aș fi dorit o informație. Ați publicat dumneavoastră un anunț prin care se caută... Un cățel. L-ați găsit dumneavoastră? Pardon, pardon? Nu un cățel, adică cum vine vorba asta? Ce cățel? Cum cățel? Eu cățel? Mi se pare că eu am mai unul persoane care adună căței pierduți? Vai de mine, scuzați, doamnă, n-am vrut să spun așa ceva. Nu mi-aș fi permis niciodată să ofensez o persoană atât de distinsă, scuzați. Oh, ce gentilă sunteți! Dar să nu mi-e vorba. Ați publicat un anunț prin care se caută, cum se spune asta, se caută... O doi. Nu, se caută... Un funcționar de la domeniu. Nu, nici doi, că nici funcționar la domeniu. Ceva mai, cum să zic eu, mai necesar. Ah! Ce s-a întâmplat? Am găsit! Uitați-vă, domn foarte serios, tânăr, cochet, elegant, venit sigur, dorește căsătorii domnișoară sau doamnă tânără, venit însemnat. A se adresa lui Blas, agenția Ritter. Aveți dumneavoastră o fată? Nu, fată? Ce fată? Cum fată? Eu fată? Adică eu am mai un căsut mama unei fete zemăritat, doamnă, fată. Adică auzi la vârsta mea? La vârsta mea, fată zemăritat, doamne. N-am vrut să zic așa ceva, scuzați. Scuzați. Dumneavoastră nu puteți să aveți o fată zemăritat. Am crezut că aveți vreo fetiță așa de un an, doi, acolo. Fată zemăritat la vârsta mea. Nu zău. Ce vârstă îmi dați dumneavoastră, domnișoarelor? Oh, doamnă, ce întrebare. Vârsta femeilor nu se întreabă. Așa e, da. Nu se întreabă niciodată vârsta femeilor în vârstă. Dar noi putem vorbi fără nicio sfială. Să tot aveți 28 de ani? Și 28? 25, cel mult 25. Vă, ce gentil ești dumneavoastră. Da, domnișoara s-a apropiat mai mult de adevăr. Am tocmai 29 de ani fără o lună. Fără o lună? Da, exact fără o lună. Ce-i drept, nimeni nu-mi dă mai mult de 25 de ani, dar adevărata mea vârstă, asta e, 29 de ani. Fără o lună? Fără o lună, da. Bonjour, bonjour, bonjour. Bună ziua, domnule Ritter. S-a găsit funcționarul de la domeniu? Nu. Eu să faci ce sunt atât de ocupat. Dar ce dragă, s-a pierdut vreun funcționar de la domeniu? Doamne, nu, dacă s-ar fi pierdut, ar fi fost ușor greutate, că nu se poate găsi unul. Vreau... Dar doamna, ce... Am venit pentru un anunț, domnule. Ah, pentru anunț, poftiți, da. Nu, acolo, pe fotoliu, vă rog. Așa. Trebuie să știți, doamnă, că agenția mea este cea mai veche și cea mai cunoscută din București. Da. Agenția mea se ocupă cu publicitatea în general, da, și în special cu anunțuri comerciale, industriale, profesionale, logon, denunți, botezuri, poftiți, luați loc aici, dați și un prospect ca să vă convingeți. Da. Mulțumesc, mai am unul. Nimic, luați două, mai bine două decât niciunul. Așa, vai, ce ocupați, ați luat loc asta, da, foarte bine. Toate trebuie să le fac singur, doamnă, și acum dați-mi voie să mă retrag, sunt atât de grăbit. Dar nu v-am spus încă, nu v-am spus încă de ce am venit. M-am lovit în scaună. Da, chiar aveți dreptate. E necesar să știu numai decât de ce ați venit, doamne. Doamne, credeți că nu? Eu nu cred niciodată nimic, doamne. Eu cred numai ce cred și clienții mei. Poftiți, doar vă ascult. Ați publicat în ziare acest anunț. Domn, foarte serios, tânăr, cochet, elegant, venit sigur. Dorește căsătoriei domnișoare sau doamnă tânără, venit însemnat. Da, așa, dumneavoastră sunteți domnișoara sau doamna tânără care... Da. Alo, da, chiar eu personal, da. Da, bine, doamnă, bine. Da, păi, lăsați aici fotografia și adresa. Sigur? Vi se va scrie, da. Pot să am toată încrederea, nu-i așa? O las în loc sigur, nu? Să nu cumva să cadă în cine știe ce mâini, că mă compromit. Ai, doamnă, dar ne înțelegem totul, se poate așa ceva, mai ales că am cunoscut bine pe bărbatul nostru, pe... Da? Ah, ce bun prieten am fost cu răbosatul cu... L-ați cunoscut? Pe răduțul meu? Pe răduțul, exact. Domnule Richter. Ce om? Răduțule, răduțul. Ce om cum se cade la domnul somnul. Doamne, vreau, liniștiți. Vai, da, ce om cum se cade. Ah, răduțule, răduțul. Bine, răduțul era... Cât n-a vrut Dumnezeu să mori eu și să trăiești tu. Atunci, fiindcă zici că l-ai cunoscut pe răposat, tu te rog, în amintirea lui, să-mi găsești un bărbat. De ispravă, însă. Doamne, somnule, aveți încredere, lucrăm cu discreție. Suntem cea mai veche casă de încredere. Dacă e așa, domnule Ritter, poftim fotografia mea. Mulțumesc. Dă, Doamne, să fie într-un ceas bun. La revedere, domnule. La revedere, domnișoarelor. E tu răposatul, răduțul. Dumnezeu să-l ierte.
E, nimic nou pe ziua de azi, domnișoarelor? Nimic. 3 anunțuri pentru rubrica Se caută și un mariaj. Și în casă? Nici 100 de lei. Salutare, Ritter! Da, spune-mi, te rog, ce-a căutat pe aici Madame Somnoiu? Ce-a căutat? Vrea să se marite. Aoleu, iar? Bună ziua, domnișoarelor, sărut mâinile. Iată o femeie care ori de câte ori află că în domeniul conjugal s-a declarat vreun loc vacant, se grăbește să-și pună candidatura. Dar nu reușește niciodată la... alege. Asta cam așa. Bonjour, Ritter, salutare, jur! Bonjour, dar ce mai e? În sfârșit a apărut! Cine? Funcționarul de la domenii? Volumul meu. Ei, și ce? Cum ei și? Știi dumneata ce înseamnă volumul ăsta? E un ocean de zbucium pe un vulcan de jeratic. Da, stai o clipă, dar ție nu ți-e frică, Flaimuc, că jeraticul are să se stingă sub ocean? Nu, mi-e frică. E foc etern. Aoleu. Nu se stinge. Arde într-un... Arde. Păi de-o că arde, dar mie nu mi-arde de fleacuri de-astea. Sunt grăbit. Adio, hai că am venit. Să nu pleci. Hai. Ce crezi? Că numai dumneata ești grăbit și eu sunt grăbit. Volumul meu are să facă revoluție. Astă seară mă culc necunoscut și mâine am să mă scol celebru. Pentru asta am însă nevoie de concursul dumitale, fiindcă drumul gloriei trece prin acest birou. Ia-o zrit. Prin urmare, dăm drumul. Îți dau drumul cu plăcere. Eu ce vreau decât să ne dăm drumul unul altuia. Atunci ascultă. Te rog să-mi publici reclama asta în toate jurnalele. Cu preț redus. Numai atât. Gata, nimic altul. Da, bun, s-a făcut. Doamnă Beatriz, vezi, te rog, câți centimetri are gloria asta, reclama domnului Flaimuc. Și taxează-o cu un rabat de 50%. Mulțumesc. Gata, plecat, bună ziua. Că vreme pierdut, am atâtea afaceri. Bonjour. E sfârșit, bine că te găsesc. Nu, n-ai găsit nimic pentru că eu sunt plecat. Gata. Dar e o afacere foarte urgentă. Mâine, am una pentru mine. Sunt foarte ocupat, lasă-mă. Mâine, iar mâine, toate mâine. Totdeauna grăbit, domnul Ritter. Dacă n-ar fi grăbit, n-ar avea afaceri, fiindcă prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească un om de afaceri este să fie grăbit. O fi, dar eu știu una și bună. Când te grăbești, să umbli încet. Salutare, domnilor! Salutare! 13 centimetri. Adică 30 de rânduri. Care fac? 300 de lei ca să apară o dată în toate jurnalele din București. Poftim chitanța, domnule Flaimuc. Mersi, domnișoară, mersi. E 11. M-am dus. Sunt invitat la doamna Parfumii, de prezidenta societății Tinerimea Feminină. A babelor precoce îmbătrânite în floarea vârstei. Al cărui secretar perpetu sunt eu. Și al cărei scop este încurajarea castității, cultivarea părului alb și protecția cățelușilor. Apropo, cățeluș, poetul, tu pe cine reprezinți în această societate? Castitatea, părul alb sau... cățelușii. Eu reprezint titlul societății. Nu se poate. Fiindcă eu sunt singurul tânăr din această societate intitulată Tinerimea Feminină. Nu se poate. Vin luni la Madame Cocârțău. Avem acolo adunarea generală a comitetului. Vin, se poate să nu vin, sunt invitat. Și apoi nu vreau să scap niciun prilej de a o vedea pe Aspasia. Da, uitase. Care va să zică tot n-ai renunțat la domnișoara Aspasia? Cum să renunț, mon cher, dar ce sunt nebun? Mai mult, de vreo 2 zile simt chiar că am început să o iubesc. Ai început să o iubești? Am început să o iubesc. Uite, îți spun drept la asta, nu mă așteptam. Dar crezi că eu mă așteptam și cu toate astea așa e? Iubesc, bineînțeles, nu iubesc cu pasiune, cu disperare, cum ai fi tentat să crezi. Dar îmi plac veselia ei, zburdălnicia ei. Zestrea ei. În cazul acesta îți urez succes. Îți mulțumesc, dragul. Atunci te aștept, da? La revedere. Bună ziua, domnișoarelor. Ți apară mâine negreșit în toate jurnalele, da? Simt cum nemurirea începe să-mi furnice prin vene. Bine, greierașule. Fetelor, să nu uitați ce v-am rugat. Când se va găsi funcționarul de la domenii, să mă înștiințați și pe mine, vă rog. Care va să zică... tot te interesezi de acest funcționar. Da, domnișoară Beatrice, dar cu dorința de a nu se găsi niciodată. Nu cumva, am înțeles. Care va să zică șah la zestrea domnișoarei Cocârțău? Și de ce nu la inima ei? Uite,
E tânărul timid, s-a hotărât să intre. Ah, în cazul acesta, eu sunt deprisos. Domnișoarelor? Mă rog, aici e agenția Ritter? Da, domnule. Eram sigur. Și ați intrat? Da, nu, n-am intrat. Am vrut să intru, dar n-am intrat. Am ezitat întâi. E rușinos, băiat. Și pe urmă ați intrat. Da, și acum ezit iar. Păi dacă ați intrat, de ce mai ezitați? Să vedeți. Întâi am ezitat, dar n-am intrat. Și acum am intrat, dar... Ezitați. Da, ce bine cunoașteți dumneavoastră sufletul omenesc. Pentru ea a venit. Am intrat? Și totuși, ezit? Îmi dați voie să-mi pun pălăria și bastonul în cuie? Mă simt, pentru ca să zic așa, foarte emoționat. Îi face și o declarație. Acum s-a lămurit? Și de ce sunteți așa de emoționat? Nu știu. Ce știm noi? Știu eu. Știu că ați vrea să rămâneți singuri. Nu pleca, te rog, nu pleca, domnișoare, fă-mi plăcerea și rămâi. Pentru ceea ce are să urmeze, am nevoie să fiu încurajat. Fiindcă vezi, dumneata, domnișoare, omul, odată face în viață pasul care vreau să-l fac eu. Și ce s-a întâmplat? Ne mușcă limba. Totdeauna când sunt emoționat, îmi musc limba. Acum văd că eu sunt deprisos. Nu, nici dumneata, domnișoară, să nu pleci. Stai, în situația în care mă aflu eu aici, nici una nu este deprisos. Am nevoie de cât mai mulți ca să mă încurajeze. Vă rog. Dar pentru Dumnezeu, cine ești dumneata, domnule, și ce vrei? Cine sunt? Da, exact, cum cine sunt? Scuzați-mă, așa este, că am uitat să mă recomand. Curios lucru, întotdeauna uit să mă recomand. E bine, mă recomand. Eu sunt P. Popescu Pisciflind. Pisciflind. Aviator și funcționar la domenii. Ce? Ce? De ce ați făcut Ce vreți asta? Ce s-a întâmplat? Ceva, domnișoarelor? Ce vezi? Stai! Să nu te miști! Nu mă miști! Domnule Jorș! Ce-mi faceți? Funcționarul de la domeniu. Da, domnișoare, stăpâniți-vă emoția. Să dau de știre domnului Cocârțău. Mă rog, un minut, domnișoare, stai. Nu mai e de pierdut niciun minut. Dumneata, ești un om prețios, domnule. Dați-mi, vă rog, 7778, Casa Cocârțău. Dar totuși, ce este, domnișoarelor? Ce s-a întâmplat? Uite, privește. Ce, unde? Funcționarul de la domeniu. Unde? Ăsta micu. Să trăiți, domnul funcționar de la domenii. Complimentele mele. Dar de unde cunosc eu figura asta? Alo? Casa domnului Cocârțău? Domnul Cocârțău, aici agenția Ritter. Veniți imediat. S-a găsit funcționarul de la domenii. Funcționarul de... Ce? Acum mi-aduc aminte. Ce? Domnule, dumneata nu cumva ești domnul Pisciflind? Pisciflind? Ba da, eu sunt. Păi atunci, asta înseamnă că noi doi am fost colegi de școală. Asta e, așa e, nu? Păi la, nu. La Lazar. Ba nu, la Sava. La Sava. Așa e, bine zici, la Sava, așa e. Luca, acum mi-aduc aminte, perfect, și știu că te cheamă Buzoianu. Nu, Râmnicianu. Buznicianu, așa e. Nu, întotdeauna confund Râmnicu cu Buzău și Buzău cu Râmnicu. Scumpul meu, Râmnicianule, dragule, scumpul meu Pisciflanu. Domnule, nu mai spune, unde-i? Felicitările mele, domnule! Mulțumesc, foarte mult, dar credeți-mă, nu înțeleg, de ce vă, ce e? Sunteți, vă rog, fotografia, domnule Pisciflind. Fotografia, sigur, cu plăcere. Da, eu pot să văd fotografia dumneaei? Ce mai e nevoie? Are o jumătate de milion, zeste. Jumătate de milion? Dar frumoasă trebuie să fie. Dar ar
Argeșene, Argeșene, dar cum te-ai schimbat, Argeșene? Nu, Râmnicianu! Buzoianu, da. Aha. Pardon, Râmnicianule, da. Cum te-ai schimbat? Da, așa e, m-am schimbat. Amândoi eram mici când eram copii. Mai ții minte ce mici eram noi când eram mici? Da, când eram copii. Da, mici. Eram noi mici amândoi. Domnule Piscifling, mi-ați dat altă fotografie. Poftim? Nu, n-am avut la mine decât o singură fotografie. Se poate? Da, atunci e străină. Ce? Fotografia asta nu seamănă deloc cu dumneavoastră. Ei, asta vă seamănă, dar dacă mă spun eu că seamănă. Ia, uitați-vă. Uitați-vă cu un ochi. Cu un ochi închis, așa, ia să vedeți cum seamănă. Ia, dar sigur că seamănă, dar seamănă perfect. Ia uite, doar dumnealui știe mai bine cu cine seamănă și cu cine nu seamănă. Uite-te la ea cu un ochi închis. Cu stângul. Nu, sau mai bine cu amândoi ochi închis. Asta e fotografia pentru mariaj. Nu seamănă, domnule, uitați-vă. Și fotograful a spus că seamănă. Ba nu, te rog să mă crezi că aș suferi serios, fiindcă eu o iubesc pe domnișoara Cocârțău. Dumneata? Iubești? Ascultă, draga mea, tot ți-a cerut el adineaur fotografia domnișoarei Cocârțău. Dă-i-o pe a doamnei Somnoiu în loc. Și fotograful. Da? Și când s-o afla? Ei, când s-o afla, e foarte simplu. Spui și dumneata că a fost o greșeală. În materie de căsătorie, greșelile sunt inevitabile. Asta trebuie să o notez. Aș putea zice, greșelile sunt chiar obligatorii. Așa. Bine fie. Ca să nu zici că sunt rea. Ești o bomboană, Beatrice, ca întotdeauna. Domnule Piscifling, da? Poftim fotografia pe care mi-ați cerut-o. Fotografia ei, da. O ceruri. Pălăria și bastonul, domnule, Piscifling. Da, așa e, mulțumesc. Pălăria și bastonul. Întotdeauna uit, mulțumesc, că asta e o jumătate de milion. Simt că încep să iubesc. Pe toți dracii, Piscifling-ul ăsta nu trebuie să fie ginerele lui Cocârțău. Mă rog, aici este... Da, aici trebuie să fie. L-am văzut ieșind de aici. Ieșind de aici? Pe cine? Pe Piscifling. Da, într-adevăr, chiar acum a ieșit de aici domnul Piscifling, domnișoară. Da, mă rog, cine este domnul Ritter? Dumneavoastră sunteți domnul Ritter? Eu sunt Zambilina. Nu sunt eu domnul Ritter, dar n-are face. Sunt ca și domnul Ritter. Pentru dumneavoastră aș putea deveni chiar domnul Ritter. Iar s-a aprins, nena. Da, iertați-mă, domnișoară, de ce întrebați de domnul Ritter? Dumneavoastră sunteți! Scuzați-e! Veneam să vă rog, domnule Ritter, să nu mă nenorociți. Să nu vă nenorocesc? Domnul nu e domnul Ritter. Dar dacă aveți ceva pentru agenție, puteți să vă adresați aici. Da, mulțumesc. Atunci dumneavoastră sunteți Madame Ritter. Vă rog să nu mai râdeți. Sunt așa de nenorocită. Dar ce s-a întâmplat, domnișoară? Nu mai mă întrebați. Bine, nu te întrebăm, atunci spune dumneata singură, fără să te mai întrebăm noi, te rog. Mă rog, Piscifling a venit aici ca să se însoare, da sau nu? Da. Eram sigură, mizerabil. Domnișoară, mizerabil? Dar de ce fiindcă se însoară? E mizerabil pentru că mă părăsește. Ba nu. Nu e chiar așa de mizerabil? Nu poate fi mizerabil? Pentru că iubesc. Da, dacă iubesc, de ce mă părăsește, domnule, pe mine? Care sunt logodnica lui? Da, domnilor și domnișoarelor, închipuiți-vă că mă părăsește. Suntem de 2 ani logodnici și acum mă părăsește. Ca să se însoare cu alta. Mi-am fost amantă credincioasă și iubitoare 2 ani și acum mă părăsește. Mie vine să ne apuneze. Stați puțin, domnișoară. Domnișoară, vă rog frumos, stați puțin. Poate că nu e încă totul pierdut. Da, domnule, da.
eu mă silesc așa, din răzputeri, ca să nu nebunesc. Dar ce e de făcut, domnule? Eu de 3 zile, de când am aflat că vreau să se însoare cu domnișoara aia de la agenția dumneavoastră, eu trăiesc uite așa ca păjărate. Dar cine e? Ha? Cine e? Cine e ca să mă duc eu să-i scot ochii? Să-i văd ochii? Domnișoarelor, nu mă lăsați, ia spuneți-mi cum se numește. Hai spuneți. Domnișoara Cocârțău. Cocârțău? Și unde șade, domnișoară? De ce vrei să știi, domnișoară? Ca să te duci să-i scoți ochii, așa cum ai spus mai înainte? Da. E deprisos să te mai ostenești. Hai, hai, adă mâna încoace. Ah, îmi cer dumneata mâna. Da, dar cumprumut. Ah. Uită-te în ochii mei așa. Și acum răspunde-mi, domnișoară. Îl iubești pe Pișifling? Dacă îl iubesc, o doamnă, o doamnă! E, liniștește-te, domnișoară Zambilica, plânsul n-o să-ți ajute la nimic. Hai, răspunde serios. Bine, eu am să încerc să mă abțin, știți? Da, da, domnule, îl iubesc. Mm-hmm. Da, aoleu, cât îl iubesc. Nu, nici vă chipuiți dumneavoastră cum știu eu așa să iubesc. Foarte bine, foarte bine, domnișoară. Și vrei cu orice preț ca Pișifling să nu se însoare cu domnișoara Cocârțău, nu? Da, da, vreau. Da, bine, domnule. Vrei? Da. Foarte bine. Ei bine, domnișoară, ai să faci tot ce-ți spun eu? Da, am să fac. Dar ce? Atunci, peste 3 zile, Pișifling va fi al dumitale. Îți făgăduiesc. Parol? Parol. Bine, atunci, uite așa. Ce-i asta? Ce-i asta? Sticluța cu vitriol. Wow! V-ați uitat bine peste tot? Da, da. Să fie totul în regulă, să nu se vadă niciun firicel de praf. Da. Să strălucească toate ca oglinda. Lasă, nu te mai amesteca, tu că m-am îngrijit eu. Da. Ai fi tu mai deștept decât mine, nu zi ba, că de femeie e ființă slabă. Dar în gospodărie nu. Acolo nu dau voie nimului să-mi bănuiască vrednicia. Asta nu, tănase, nimului. Iar, tănase, nu ți-am spus de atâtea ori să nu mai zici tănase? Nu mai sunt tănase, te rog. Și mai ales astă seară, când o să avem aici atâta lume bună, nu pot fi tănase, nu, categoric nu. Ei, nu te supăra, Atanasie, dragă. Da. Am greșit, am uitat de femeie sunt și eu. Ai uitat, totdeauna uiți. Când mi-e lumea mai dragă, tronc îmi trântești pe tănase. O să mă faci de râs. Ei, lasă-mă, tu nu zică, drag. Iar că nu ne aude nimeni. Sunt atât de fericită astă seară. Te-ai duioșat, băbuțo? Ia vino. Vino ca să te sărut. Cu plăcere, bășulică. Unde sunt vremurile când tu erai pantofar și o pantofăriță? Îți pare rău după ele? Dar astăzi suntem bogați. Atunci eram tine. Băbuța mea. Mășulică. Ce e asta? Aolo, ce fel de pieptănătură e asta? Ce? Vrei să-mi compromiți neamul Froso? Frosa? Iar ai uitat că dacă tu nu mai ești tănație, nici eu nu mai sunt Frosa? Ai dreptate, dar iartă-mă. A-a. Ce fel de coafiură e asta, madame Ofrosine? Păi n-a fost vorba să te piepteni, Chantecler? Ce e asta? Ca pe vremea lui Pazvante Chioru? Păi... Iartă-mă, Atanasie, dragă, am încercat și o să mă piept în Chantecler, dar nu-mi place nici de frică. Atanasie, dragă, consimte, te rog, să mă piept în ca oamenii, cu cuc, că-mi stă urât al naibii cu Chanteclerul ăsta în cap. Dar cu neputință, nu consimt. Ce are a face dacă stă urât? Moda e modă. Vezi mai bine de tine, să nu încep să vorbești cu cucoanele de calapoade și pingele. Da, lasă că știu eu să mă porc cu cucoanele. Bine. Doar am fost pantofar de dame.
Săraca Frosa, ea tot ce-a învățat știe, dar are un caracter de zahăr. Nu face niciodată nimic fără consimțământul meu. Băi, poftim, poftim. Bonjour, bonjour, domnule Cocârțău. Respectele mele, domnule Cocârțău. Salut, salut, presa și poezia, dar ce onoare, ce onoare. Domnule Flaimung, da. am citit. Ce? Ziarele, debutul dumitale. Primul volum? Ah, da, presa mi-a făcut o primire foarte frumoasă. Da, și mai ales spontană. Da, sunteți un om mare, domnule Flaimuc. Da, sunt celebru. Ei, care v-a să zică, domnule Cocârțău, ați găsit în sfârșit funcționarul de la domeniu. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, și al agenției Ritter. Da, credeai că n-o să-l găsesc, domnule? Domnule George, uite că s-a găsit. Da, mă bucur, domnișoara Aspasia trebuie să fie foarte fericită. Da, ce necaz. Necaz de ce? Asta că știu eu, așa mi s-a părut mie. V-ați înșelat, stimate domn Cocârțău, nu mi-e necaz de fel, n-are de ce să fie necaz, v-ați înșelat, vă spun. Ba, ce necaz. Domnule Cocârțău, eu vă las acum, mă duc să mai dau o raită prin... Saloane? Da, vă rog, da. Ah, domnule Cocârțău, dați-mi voie să vă ofer un volum cu dedicații dintre seriri roz albe. Vai de mine, mulțumesc domnului Cocârțău, părintele literaturii române, omagiu Flaimuc. Și eu n-am citit niciuna din astea în viața mea. Domnule Flaimuc, da. Mă onorați prea mult, dar categoric prea mult. Dar acum mă duc. Părintele literaturii române, unde e prosa ta? Da, domnule Cocârțău! Domnule Cocârțău, am o rugăminte la dumneavoastră. Când o să-l vedeți pe Pișcifling, dacă vreți să-i faceți plăcere, să-l întrebați numai atât. Zambilica! Unde ți este Zambilica? Ce e asta? Întrebați-l pe Pișcifling. Da. Grozav îi plac zambilele. Da. Zambilica, unde este Zambilica? Am înțeles, bălață, Zambilica! Ah, bine, George, se poate să pierzi tu un prilej ca ăsta? De ce nu ai spus nimic domnului Cocârțău? Nu pot, pentru că de câte ori sosește clipa când trebuie să vorbesc, un val de sânge îmi năpădește creierul și un nod mi se așează drept în gât. Nu, lui Cocârțău n-am să-i mărturisesc niciodată dragostea mea. Mi se pare ridicol să-i mărturisesc lui că o iubesc pe fiică sa. Atunci, de ce nu-i spui domnișoarei Aspasia? Ba, ei am să-i spun. Te lauzi. Nu crezi? Bine, o să vezi. De-abia aștept să o întâlnesc ca să-i spun totul. Eu când vreau ceva, trebuie să se facă. Aspasia are să fie nevasta mea. Sunt foarte hotărât să-i spun totul. Așa? Da. Bun, atunci poftim. Uite-o. Bună ziua, domnilor! Ce mai faci, domnule George? Ai venit să-mi vezi viitorul? Foarte bine ai făcut. Țineam mult să am și părerea dumitale. Domnule Flaimuc, felicitările mele, ai avut un succes extraordinar. Mulțumesc, domnișoare. Tocmai te căutam ca să-ți cer voie să-ți ofer un exemplar din volumul meu Treseriri roz albe, cu o dedicație. Oh, ești prea gentil, am citit. Volumul? A, nu, ziarele. Toate ziarele te laudă. Domnișoare Aspasia, cea mai drăgălașă din muzele inspirației mele. Flaimuc. Oh, ești foarte, foarte drăguț, domnule poet. Apropo, domnule Flaimuc, era să uit. Mama vrea să-ți vorbească. Madame Cocârțău? Alerg! Și vezi? Nu mai pierde iar prilejul, vorbește. Am înțeles. Lasă pe mine. Dar de ce râzi, domnișoară? Ce caragios ești! Cu mine vor... caragios? Iartă-mă, nu retrag cuvântul. Dar râsul nu mi-l pot retrage. Nu știu, sunt foarte veselă. Na. Și... nu știu de ce. Poate din cauza domnului Pișcifling. Da, poate, dar... nu știu, sunt așa de nerăbdătoare să-l văd. Da, vă cred. Nu știu, n-am decât o fotografie. Altfel, e un bărbat frumos. Ah. Nu, dar sunt sigură că o să-mi placă.
Uite, ce aveți acolo? Ah, fotografia. Uite, da. Nu e așa? Nu e așa că are ochi frumoși? Da. Dar de ce taci? Dar țin foarte mult să am și părerea dumitare. Ții mult? Ei bine, atunci fie. Află că nu se putea o alegere mai nimerită. Nu la domenii, dar nici măcar la externe n-ai fi putut găsi un bărbat mai frumos și mai inteligent. Adevărat? E inteligent? Îl cunoști? Dar cum să nu, doar am fost colegi de școală. E foarte inteligent, foarte inteligent. Și pe deasupra îi plac foarte mult zambilele. Dar nu râde, domnișoară, moare după zambile. Auzi, dacă vrei să-i faci plăcere, când îl vei vedea să-i spui numai atât: Zambilica, unde ce este Zambilica? Dar ce înseamnă asta? Întreabă-l pe viitorul dumitale bărbat. Da, de ce? De ce râzi? Fiindcă nu mă pot opri. Pișiflic. Pișiflic, bărbată dumitale. Ești foarte nepoliticos. Madame Pisociflink! Domnule George, te rog! Ba nu să o spune și dumneata, nu-ți vine să râzi când auzi numele ăsta. Madame P. Popescu Pisciflink. Ai putea dumneata să suferi o viață întreagă să zică lumea Madame Pisciflink? Ia ascultă numai să vezi cum sună. Madame Pisciflink. Madame Pisciflink. Ce caracios! Vezi că ai râs și dumneata. Nu se putea să nu râzi. Și nu se poate să nu râdă orice om serios. E cu neputință ca dumneata să te numești vreodată Madame Pisciflink. Dumitale, cum să spun, îți trebuie un nume mai frumos. Un nume care să cuprindă tot, fără să spună în același timp nimic. Un nume care să se potrivească cu ființa dumitale. Un nume răsunător, argintiu. De pildă... Râmnicianu. Nu numai decât Râmnicianu, dar la urma urmei, dacă ții, poate să fie chiar Râmnicianu. Nu sună frumos? Ia să încercăm. Madame Râmnicianu. Nu e urât, e chiar convenabil. Madame Râmnicianu. Râmnicianu. E chiar potrivit. Ești în vervă astăzi, domnule George. Ce să fac, domnișoară Aspasia? Ce este? Ce ai vrut să-mi spui, domnule George? Hai, spune! Ce vreme frumoasă e astăzi, domnișoară! Și de-aia ești așa de emoționat! Păi, vremea... Ce caragios ești! Iar caragios! La revedere! Domnișoară! La revedere! Mă duc să aștept pe domnul Piștiu! Domnișoară, va... Da! Ia uite cum m-am prostit. Nodul mi-a făcut iar pocinogul. Iubesc. Ah, cuvânt afurisit care mi te oprești mereu în gât ca nodul. Iubesc, curios, când sunt singur spun foarte ușor vorba asta. Iubesc, domnișoară, te iubesc. Domnișoară, te iubesc. Te iubesc. Mă iubesc, domnule George. Va, da, iubesc, Madame Somnoiu. Adevăr, de aia mi-ai scris să fac tot ce-mi va sta în putință ca să vin azi. Da, de aia. Vai, ce drăguț ești asta. Hai de nenorocire, s-a aprins baba. La revedere, Madame Somnoiu, am plecat. Pleci? Da. Domnule George. Da, plec, am plecat. Vai. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt. Și noaptea candelă s-a prins iubirii pe pământ. Iubirii? Dar ce e asta, Madame Somnoiu? Versul de Eminescu către o îngrată, dragă. Ah, vai, ce frumos scria Eminescu, vai. Păcat că n-a avut cine să-l înțeleagă. Și dumneata scrii frumos, domnule. Da, stați puțin, doamnă, stați puțin, vă înșelați. Vă asigur că vă înșelați. Nu scriu frumos deloc, dimpotrivă. Am un stil căruia aș spune barbar. Ești prea modest. Și modestia nu duce la nimic. Azi omul trebuie să fie îndrăzneț. Ah, tot așa timid era și bietul bărbatul meu. Dumnezeu să-l ierte, răduțul, vai! Vai, domnule George, nu-ți închipui cum se râdcă răposatul. Doamne Dumnezeule, alta acum. Dar eu cred că vă înșelați, doamnă! Ah, nu mă înșel deloc. Asemănați ca două picături de apă. Da? Și răposatul, Dumnezeu să-l ierte, era brunet ca dumneata, timid ca dumneata, simpatic ca dumneata. Uite, vezi? Ce?
Cum stai așa, dumneata, acum? Cum? Așa a stat el în clipa când ne-am întâlnit pentru întâia oară. Oh, ce clipă dulce! Da, da, vă rog frumos, nu vă mai deranjați degeaba, Madame Somnoiu. Au trecut de mult vremurile alea. Vai, 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 cât sunt de disperată! Doamnă, vă rog să nu mai fiți deloc, pentru că astăzi are să vină aici o anumită persoană care o să vă facă mare plăcere. Da? Ce persoană? O anumită persoană cu o anumită fotografie. Se, nu înțeleg nimic. Agenția Ritter. Ce? Ai aflat și dumneata? Oh, doamnă, se putea să nu afle și presa, a patra putere, dar ce e foarte drăguț să fiți. Domnule George. Și-l cheamă Pisciflingă. Pisciflingă? Domnule, dar ce nume ciudat? E ciudat, doamnă, dar e foarte drăguț. Și vreau să vă spun că îi plac foarte mult zambilele. Dacă vreți să-i faceți plăcere, să-i spuneți numai atât. Zambilica! Unde ți este Zambilica? Zambilica? Ce e asta? Are să vă explice el. Nu uitați! Zambilica? Unde ți este Zambilica? Acum vă rog să-mi dați voie să mă retrag. Zambilica! Doamne, Pisciflingă, auzi? Păi, ce mișcată sunt! Iată-mă și aici. Da. Acum îmi bate inima. Un domn, cine-o fi? O, doamnă, cine-o fi? Ea e... Bună ziua, domnule! Salut cu onoare! Seamănă perfect, ea trebuie să fie. Domnișoară, am onoarea să vă prezint omagile mele. Eu sunt acela care... Ce, domnișoară? Mă iertați, domnule, eu nu sunt domnișoară. Nu sunteți domnișoară? Nu. Nu se poate. Adică nu, scuzați. Atunci e mama, nu e fata, da? Mă iertați, doamnă, dar nu mi-aș fi permis niciodată, judecând după tinerețea dumneavoastră, să bănuiesc că sunteți doamnă. E gentil. Știți, doamnă, eu sunt acela care... Dar fata dumneavoastră unde este, doamnă? Eu n-am nicio fată, domnule. Nu? Curios. Adică nu. Nu este curios, e foarte natural, am vrut să zic, dar... Dar mamă aveți? Păi am, cum să n-am? Și eu sunt singura ei copilă. A, aveți? Da. Oh, ce fericit sunt că aveți mama. E fata, nu e mama. Dar ce vă închipuiați, că sunt orfană? Da, așa-mi închipuiam. Vai, dar de ce, mă rog? Păi, fiindcă... fiindcă purtați rochie neagră, doamnă, și aveți, desigur, și tată. Firește că am, dar... Iertați-mi curiozitatea. Dumneavoastră sunteți membru în comisie de recensământ? Eu? Nu, doamnă, nu. Eu sunt, cum să zic, eu sunt acela care... curios. Întotdeauna uit să mă recomand. Eu sunt pe Popescu Pisciflingă, doamnă. Pisciflingă. Aviatorul Pisciflingă. Sunteți și aviator? Da, ce, nu știați? Da, sunt aviator. Pasiunea mea cea mai mare este aviația, cucerirea aerului, să te înalți sus, zborul, ai! Ce s-a întâmplat? Nimic, mi-a muscat limba. Totdeauna când mă prind, mă emoționez, musc limba, dacă a trecut, gata. Și ați zburat vreodată? Nu, încă, dar n-are a face. Un aviator nu trebuie numai decât să zboare, dar am să zbor. Mă mir încă, n-am auzit nimic despre aeroplanul Pisciflingă. Nu? Și e gata aparatul dumneavoastră? Gata, așteaptă numai să zboare. Unde e? Aici, vedeți? Ăsta este hangarul meu. În cap? Da. Vă să zic că nu l-ați construit încă. Nu, dar ce are a face? Îl am în cap, o invenție miraculoasă. Și de ce nu l-ați construit încă? Pentru că n-am fonduri, doamne. Trăim într-o țară ingrată, doamne. Dar eu nu disper. Guvernul bulgar mi-a oferit 1 milion. Am refuzat. Sunt patriot, doamne. Păstrez invenția mea pentru armata română și... Da. Și pentru dumneavoastră, doamne. Vai, pentru mine? Da. Vrei să zbori cu mine? Da, pentru dumneavoastră, doamne. Pentru că aeroplanul meu va avea 2 locuri. Vai. Și gândul meu cel mai fierbinte este să zbor cu dumneavoastră spre munți, adică nu spre munți, spre culmele fericirii, am vrut să zic. Vai, are temperament ăsta, nu că-mi place. Pentru că eu vă iubesc, doamne. Mă iubiți? Da. Vai, ce glumă. De-abia m-ați văzut și mă iubiți? Da, doamne, vă iubesc. Iubirea este ca fulgerul. Nu tot așa a iubit-o și Romeo pe Julieta lui? Și încă eu am avantajul că vă cunosc de 3 zile, nu? Și de când v-am văzut, v-am pus în buzunarul stâng al hainei și vă port mereu pe inima mea. Cum, eu stau în buzunarul dumneavoastră stâng? Da, da. Nu, fotografia dumneavoastră. Fotografia dumneavoastră pe care mi-a dat-o agenția Ritter. Fotografia?
care va să zică dumneavoastră sunteți. Da, doamnă, nu v-am spus. Eu sunt acela care... El e acela care, da, mi s-a vorbit mult de dumneavoastră. Da? Dar unde ți-e Zambilica? Zambilica? Da. Care e Zambilica? Vă plac mult zambilele, domnule Pișcipling? Mie? Zambilele? Da. A, da, da, nu. Nu, nu, nu pot să le sufăr. Vă rog, da, să vorbim de dumneavoastră, doamnă. Idealul meu în iubire a fost întotdeauna un înger de femeie, hai, cu ochii roșii, cu părul roșu, cu nasul roșu. Nu, vreau să zic, cu nasul dumneavoastră, cu gura dumneavoastră, cu fruntea dumneavoastră, în sfârșit, cu tot restul corpului dumneavoastră. De aceea, când am văzut întâi fotografia dumneavoastră, știți ce am făcut? Ce? Am exclamat deodată, ea este aceea pe care de atâta vreme o visez, ea! Și pe urmă mi-am lipit buzele apăsat și îndelung de fotografia dumneavoastră. Uitați așa. Nu, mai încet, domnule, și mai încet, nu-mi confunda originalul cu fotografia. Te rog. Vă iubesc, doamnă. Nu mai vorbi așa, domnule. Glasul dumitale mi-a adus aminte de primul meu bărbat, Dumnezeu să te iubi. A murit? Răduțul, da. Așa ne-a vorbit și el când ne-am cunoscut. Și era blond ca și dumneata. Vai, ce om bun era răposatul. Și seamănă cu dumneata. N-a vrut Dumnezeu să mor eu. Și să trăiască eu. Lăsați, doamnă, că Dumnezeu a știut el ce face. Vai, ce am văzut! Ce rușine! Vai, m-am compromis! Pardon? N-am văzut nimic! Un volum cu dedicație, doamnă! Mi-e rău! Un pahar cu apă, doamnă! Poftiți! Ce pereche potrivită! Venus din Milet și Adonis. Da, Daphnis și Chloe. Romeo and Juliet. O, Julieta cam la pensie. Și un Romeo de la domeniu. Ei, bravo, merge bine. Să știi că te însori. Dar domnișoarei Aspasie i-ai spus ceva? Nu încă. Dar era cât paci să-i spun. Așa. Atunci tot e ceva. Ce vrei, dragul meu? Ce vrei? Când izbutisem să mă încălzesc bine și deschisesem gura să-i mărturisesc dragostea mea, a apărut nodul și n-am putut scoate un cuvânt. Dar acum n-o mai las. Cum o întâlni-o, îi spun tot. Hai să vezi! Zi aviatoră, funcționar la domeniu și aviator, bravo, domnule! Da, și ai zburat până acum vreodată, domnule Pișcifling? Nu, dar să zbor, vă dați seama că am să zbor, că de zbura ce? E ușor, că toată lumea zboară, nu? Și ciorile zboară. Da, așa e, și muștele. Și muștele, sigur, principalul e să inventezi, nu? Și eu am inventat o mașină genială, o pasăre fără aripi, un motor care distruge puterea gravitației, mă rog. Dar de ce cad corpurile? Fiindcă sunt grele. Na, doamne, greșeală profundă. Fiindcă le atrage pământul. Ei, nu. Sigur, și îndată ce vom învinge puterea de atracție a pământului, toate corpurile se vor ridica în aer, știți? Și motorul meu a învins această putere. Doamne. Uite, ca să înțelegeți mai bine acest mecanism, uite să luăm un om. Uite, de pildă eu, nu? Omul începe să se învârtească într-un picior. Uite, și în timpul învârtirii, ce se întâmplă cu... Stai, cu piciorul celălalt. Uitați aici. Se ridică în sus. Da. Ce, nu credeți? Uitați-vă. Asta e principiul aparatului meu. Asta e. Da, și zici că îl păstrezi pentru armata română. Da, domnule, eu sunt patriot. Gândul meu cel mai fierbinte este să dau armatei române pe care o ador un aparat de zburat. Franța are Pablerio, Germania are un Zeppelin, nu? Armata română trebuie să aibă Pișcifling-ul ei. Trebuie să-l aibă, nu? Și am credința că în curând, datorită mie, Dunărea și Carpații nu vor mai exista. Da, vrei să sergi Dunărea
Și să desfințesc Carpații? Nu, ți-a nevastă mea. O cunoști pe nevastă mea? Nu, n-am avut încă onoare. Eufrosino? Da, dragă ta noastră. Dă-mi voie să-ți prezinte domnul Popescu Pisciflin. Funcționar la domenii și aviator român. Zepelin. Ginerele, încântată de cunoștință, domnule. Salut cu onoare, doamne. Da. Îmi pare bine dacă cu fata noastră ați făcut cunoștință. Da? E? Ce? Ai ceva de zis? Am? Vai de mine. Dar ce? E încântătoare. Atâta am de zis. Asta, bine, de altfel nici se putea să fie altfel decât încântătoare, nu? Dacă seamănă cu dumneavoastră și o iubesc. O iubesc. Dar ce? De ce v-am speriat așa? Și vi se pare curios că o iubesc pe viitoarea mea soție? Nu, oricum, domnule, știți, căsătorile din dragoste nu sunt niciodată fericite. Nu, în privința asta că vă înșelați, doamnă. Ce? Și țin să vă spun de la început că eu nu vreau să mă însor decât din dragoste. Îi disprețuiesc pe vânătorii de zestre. Lasă-mă, micico, dacă vrea să se însoare din dragoste, să se zoare din dragoste. Bine, domnule Pisciflin, dacă altfel nu se poate, o să vă luați și din dragoste. Ce să facem? Păi nu se poate, doamne. Și nu se poate, nu numai din cauza mea. Nu. Nu se poate, fiindcă și fica dumneavoastră mă iubește. De unde știi? Dânsa mi-a spus. Și mie să nu spună nimic și rea ta. Nu te supăra, mămițico. Lucrurile astea părinții trebuie să le afle totdeauna cei din urmă. Domnule Pisciflin, fii bun, te rog, și vezi unde e fata noastră, te rog. Da, sigur, zbor imediat. Hai de mine. Cum să nu zboare dacă e aviator? Îți place? Ce să fac? Îmi place, ce să fac? Și mie. E de la domenii și e și aviator. Cu ăsta zburăm, Frosso, e un băiat genial, l-am simțit eu numai decât, are niște planuri mărețe. Planuri, dragă? Da, vrea să sece Dunărea, că ne atrage pământul și să desfințeze Carpații. Și știi cum? Cum? Uite așa. Nu, e și pace, nu e nicăieri. Uite și porumbița, ia vintul la tata porumbița, în sfârșit. În sfârșit, norocul tău. Dar nu înțeleg nimic. Și rătă, nu te mai preface. Picicuța, mami dragă, vină încoace. De acum a răsărit soarele și pentru tine. Dar nu înțeleg nimic. Ce înseamnă izbucnirile astea? Nu știu. Știi tu, Tanasie, da? Nici Atanasie nu știe. Coață! Crezi că o să ne păcălesc? De că știm tot. Da, știm totul, puicuțo. Și de aia suntem atât de fericiți. Da, ia vină tu la mămicuța ta, puicuțo. Să te mai sărut odată. Dar încă o dată vă spun serios că nu știu nimic. Da, nu știu nimic. Încă alertă, da, domnul Pisciflink. Domnul Pisciflink? Da. Unde e domnul Pisciflink? Păi acum a zburat de aici. Nu se poate. Da, asta e acum. L-ai văzut tu? Și el și eu. Nu, cu neputință. Cum cu neputință? Adică nu știm noi ce am văzut și ce n-am văzut, da? Mă rog, domnul Pisciflink al vostru. Așa. Seamănă cu fotografia asta? Nu. Atunci nu era domnul Pisciflink. Și de unde? Până unde, dacă nu seamănă cu fotografia asta, nu era el? Adevărat, dar de unde până unde? Cum de unde până unde? Mă rog, asta este sau nu fotografia lui? Este. Fotografia lui trebuie sau nu să semene cu el? Depinde. Dar de unde știi tu că nu seamănă? Păi n-ați spus voi adinauri. Nu așa, fetițo. Eu am spus că fotografia nu seamănă cu el. Da. El de unde știi poate să semene cu fotografia? Așa este, dar de unde știi? A? Ia ascultă, ia lasă moftule, dragă, că n-avem vreme. Mă așteaptă comitetul, dragă. Așteptă-te, Frosso. În asemenea împrejurări, trebuie să procedăm cu răbdare. Ați spus eu. Da. Nu ți-a declarat el adineauri aici că te iubește? El, mie, aici, niciodată. Bine să nebunesc. Stai, ține-mă. Și tu?
I-ai spus lui că-l iubești? Eu lui? Nu, stai, nu așa, Atanase. Atanase, da. Căsperi fata dragă. Te rog? Ia-o așa cu binișorul, hai de fetiță, spune-i tu, mămițichii tale. Ce ai tu pe inimioară, dragă? N-ați vorbit voia că... din aur aici, stai să o luăm calm așa. Nu v-ați spus voi unul altuia că vă iubiți? Nu! Stai, mama. Și mai întâi că nu-l iubesc. Dar asta n-are a face. E destul că i-ai spus-o. Nu i-am spus. Ba? Nu. Să vă ierți, Cocârțău are a face. Da. Fiindcă dacă nu-l iubește, atunci care va să zică nu e o căsătorie din dragoste, nu? Nu la gata! Da! Să mă împace, Froso, că mi-i este mici. Am înnebunit. Ascultă, Aspasio. Ți-am spus de la început că știu tot. Îți repet că această dragoste are consimțământul meu și al Frosei aici de față. Da. Bună. Prin urmare, de ce te-a spus mamă de noi? Da, pentru Dumnezeu. Nu înțelegeți că n-ascund nimic? De câte ori vreți să vă spun? Da, te n-ascunde nimic. Asta e bună. N-ascunde nimic. N-ascunde nimic. Poftim, hai. Mă rog, mă rog. Și cine v-a spus vouă toate mofturile astea? Cine? Chiar domnul Pisciflink? Pisciflink? Da. Asta este culmea. Păi atunci să-l căutăm pe domnul Pisciflink. Foarte bine. Bine, dragă. Să-l căutăm pe domnul Pisciflink. Ștrengarule, și te-ai și grăbit s-o săruți, a? Eu sunt om practic, domnule, da. Am luat arvune, știi, ca să mă asigur. Auzi, dar nu înțeleg un lucru. Care? Dacă e fată, de ce zice doamnă? Foarte simplu, fiindcă e văduvă. Aha. Cred că e un motiv destul de puternic. Bine, bine, sigur, atunci este, da, auzi? Da. Stai, da, dar în cazul ăsta de ce în ziare scrie că e domnișoară? Așa spuneau ei în ziare? Da. Se vede că a fost o greșeală de tipar. Știi, se mai întâmplă. De altfel, deosebirea dintre domnișoară și doamnă este de multe ori o simplă greșeală. Da, dar nu de tipar. Nu, de tact. Ei, ascultă pe șifre. Da. Am uitat să spun ceva. Nu știu cum să încep. Uite, fata lui Cocârțău are un mare defect. Hai de mine, ce defect? Da, e uitucă. Serios? Uită de stinge pământul. Prin urmare, te poți aștepta la orice din partea ei. De aia să nu te miri dacă la un moment dat i s-o întâmpla chiar să uite că e fata lui Cocârțău. Oh, bine, îți mulțumesc, scump amic al copilăriei. Ce nu fac eu pentru un prieten, dar... Mulțumesc, da, ai grijă, da. Ai grijă să nu mă dai de gol. Atenție! Ce? Uite, domnul Pisciflink! Eu am șters-o. Da, ce? Ce s-a întâmplat? Ia vină în coace, domnule Pisciflink. Stai, să... Ia ascultă, tinere. Vă rog. Alb sau negru? Am sau negru. Ești ori nu ești domnul Pisciflink. Ia stai, bă, cum sunt? Cum să nu fiu? Și n-am vorbit noi treia din aici? Dar ce? Am spus eu că n-am vorbit? Nu, dumneata. Nu? Și nu mi-ai spus că ai văzut-o pe fata mea, că v-ați înțeles... Că o iubești. Că te iubește. N-ai spus dumneata toate astea? Ba da. Ai auzit, madame? Ba da. Cocârțău. Am auzit. Unde e Aspasia? Să audă și ea. E bine, fata mea pretinde că nu e adevărat. Nu se poate. De? Auneu, o fi uitat. Păi dacă vă spun eu... Da? Păi atunci se poate. Cum se poate? Care va să zică e adevărat? Știu eu? Pe cum știu eu? Dumneavoastră nu sunteți în stare să știți dacă ați vorbit sau nu cu fata mea? Nu, eu cred că am vorbit. Dar dacă fiica dumneavoastră spune că n-am vorbit, atunci se vede că n-am vorbit. Păi n-ai spus că te iubește? Știu eu? Poate că o fi uitat. Dar ce știi dumneata, domnule? Eu atâta știu. O iubesc pe fiica dumneavoastră. Dânsa de asemenea mă iubește. Uite, vezi? Ce? Aici te înșeli. Nu te iubește. Nu vă iubește. Și nu se poate. Dar ea mi-a spus. Dar ce mie? Tot ea mi-a spus. V-a spus dumneavoastră fiica mea că vă iubește, domnule. Ce?
Ți-a spus ori nu ți-a spus? Mi-a spus? I-a spus, dragă, Aspasio! Mi-a spus! Nu! Nu, domnule! Nu v-a spus, nu v-a spus! Ba mi-a spus! Ba nu! Așa? Aspasio! Aspasio! Ia, s-o căutăm! Da! Ați strigat, papa! S-o căutăm, pe tata! Aspasio! Da, papa! Uite, să vină. Ziceai că nu există domnul Piscifling. Așa. Uite, domnul Piscifling! Aspasio! Dumnealui? Desigur! Nu se poate. Și eu nu sunt Piscifling? Dacă spune chiar dumnealui că e domnul Piscifling, trebuie să fie. Sigur? Nici de cum. Poate se înșală. Nu mă înșel, domnișoară. Eu sunt Piscifling. Adevărat? Dumneata ești domnul Piscifling? Da. În sfârșit. Bine că te găsesc. Cum ți-ai permis să spui că mă iubești și că te iubesc? Cum? Am spus ai eu? Ai spus? Mă rog, m-ai văzut dumneata până acum pe mine? Nu, dar... Mi-ai mai vorbit? Nu, dar... Mi-ai spus vreodată că mă iubești? Nu, dar... Ți-am spus eu că te iubesc? Nu. Vedeți? Prin urmare, papa și mama, vedeți că am avut dreptate? Stai. Ce mai zici acum? Stați, vă rog un minut. Vă rog, domnișoară, mi-e frică să nu încep să înțeleg. Doamne Cocârțău, cine este domnișoara? Păi, fata mea cine să fie? Nu se poate. Cum? Asta e acum, domnule, ce, nu o să-mi cunosc fata acum, adică nu se poate. Nu se poate, madame Cocârțeau. Ce-i, domnule? Spune-mi, data, o să mă înveți pe mine care e fata mea? Așa e. Poate mă confunzi cu altcineva, Zambilica. Unde ți este Zambilica? Ce? Iar Zambilica? Mereu Zambilica în casa asta, n-aute câte de Zambilica, Zambilica, Zambilica. Bravo! Felicitările mele, doamnă! O partidă mai bună nici că se putea. I-am scăpat, ia. Madame Cocârțău, casa dumneavoastră e o casă cu noroc. Cine intră aici, se mărită și se însoară. Cum așa? Te-ai însurat dumneata, domnule Flaimuc? Nu! În schimb, se mărită doamna Somnoriu. Da? Felicitările mele! Și cu cine? Cu domnul Piscifling. Cu cine? Cine? Cu dumneata, domnule? Da, ce nu știați? Îmi cer mâna, fetii mele, îmi cer fata în căsătorie și în același timp te însori cu doamna Somnoiu. Vai. Da, ce vi se pare curios? Asta este deja prea mult. Cum? Domnul Piscifling a cerut-o pe fata dumneavoastră de nevastă? Nu, înțelegeți, doamne, ce uituci. Cum se poate, domnule? Vrei să te însori cu mine și mai ceri și pe fata domnului Cocărțău? Dar bine, dumneata ești... A uitat cine e. Asta e o infamie! Nu este nicio infamie. E un șantaj. Încercare de bigamie. Da, am să recam parchetului. Să nebunesc. Dar nu înțelegeți că nu e nicio infamie, nicio bigamie, niciun șantaj. Eu nu vreau să mă însor decât cu fata domnului Cocârțău. Așa? Da. Și mie ce-mi spunea aia de neaur? Tot ce spuneam? Spuneam același lucru. Eu numai pe dumneata te iubesc. Și îndrăznești să spui asta în fața mea? Vrei să te însori cu fata mea, domnule, și o iubești pe alta? Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu nu iubesc decât pe fata dumneavoastră. Nu înțelegeți. Nu înțeleg nimica. Nu, e clar, și el a uitat. Ce familie uitucă. Domnule Cocârțău, doamnă Cocârțău, da, o domnișoară vrea să vă vorbească. Da. Pe aici, dragă, pe aici, te rog. Domnule Cocârțău, doamnă Cocârțău, cine este doamna Cocârțău? Eu sunt. Doamnă, vă rog, vă conjur pe toți Zambilica! Asta ce mai e? O ușă? O ușă? Unde e o ușă? Doamnă, vă rog! Vă conjur și nu aveți mai scump să nu ne-l luați. Suntem logodiți de 2 ani, știți? Ce înseamnă asta, doamne? Nu e dumnea ei doamna Cocârțău.
Iertați-mă, știți, sunt așa de zăpăcită. Asta ce mai e? E Zambilica, eu am adus-o. Acum trebuia să se facă nunta și aflu deodată că se logodește cu doamna Cocârțău. Dumneavoastră vă închipuiți disperarea mea? Vă rog, domnule Cocârțău, să nu mi-l luați. Nu sunt eu domnul Cocârțău, dumnealui e. Da? Iertați-mă, știți, sunt așa de zăpăcită. Cine s-a logodit cu dumneavoastră, domnișoară? Păi cum? Pe Piscifling! Ce, încă una? A treia? Trigamie? Asta este extraordinar! Da, bine, domnule, numai ta vrei să te însori cu toate fetele din București deodată? Doamne, și cine știe câte ori mai fi, Atanasie, dragă? Ce nerușinare! Piazărea, piazărea, apiag o ușă! Viața mea pentru o ușă! După el! După el! Ce nesățios! Copii, după el! Apărițietule! Nesățiosule! Alo? Da, da, domnule director. Da, mă ascult. Sigur, sigur, aranjez, da. E, băi, se poate, aveți încredere în mine. Foarte mult, aveți încredere în mine. Da, salutare, salutare, domn director. Vă mulțumesc. Domnișoară Beatrice, ai grijă ca anunțul pomadei pic, pic, să se publice în toate jurnalele notate aici. Ia-le. Beatrice lipsește. Așa, ia lipsește. Dai ține eu locul, patroane. E pe ziua de azi, eu sunt domnișoara Beatrice. Da, nu o să mă fetițe. Și ce durdulie. După cum văd eu, azi ai vreme berechet, patroane. Da. Hai să revizuim și registrele mele. Mâine, eu sunt foarte grăbit acum. Mâine dimineață aranjez totul, la revedere, salutare, mă întorc îndată, salutare, domnișoară Beatrice, dar mă rog, ce durdulie. Nu e aici. Nu se poate. Unde este domnul Ritter, domnișoară? Dar ce s-a întâmplat, domnule Piscifling? Nu știu. Nu știu și de aia am venit aici să-mi spună domnul Ritter. Ce să-ți spună domnul Ritter? Acum, cine e? Care e? Cum e? Fiindcă nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic. Dumneata, domnișoară, dumneata nu ești fata lui Cocârțău? Nu, domnule Piscifling. Uh-huh. Ce, nu mă mai cunoști? Și nu știu, de un ceas nu văd în jurul meu decât fete de ale lui Cocârțău. Acolo o fată lui Cocârțău, aici o fată lui Cocârțău, numai fete de-aia lui Cocârțău. Uite-le, domnule, uite-le, uite cum tănțuiesc în jurul meu dansul fetelor lui Cocârțău. Aoleu, aoleu, simt că mi se evaporă creierul. Ești bolnav, domnule Piscifling? Domnule, sunt logodit, domnule Cocârțău. Bine, nu mă cheamă Cocârțău. Nu, aoleu, ești sigur? Dânsul e domnișoara Cocârțău. Serios? Domnișoară? Adică da, se poate. Da. Da, da, uite ce drăguță, domnișoară. Are o jachetă, poate pantalon și mustețe. Da, e domnișoară, e. Dar ce dumneata, domnule, trebuie să fii desigur un venerabil bărbat cu barbă albă, nu? O, domnule Piscifling. Ai, nu te indigna. Ce, crezi că dacă porți rochie trebuie să fii numai decât femeie? Ce, și bărbații poartă rochie? Dovadă, magistrații, nu? Dumneata trebuie să vin președinte de tribunal. Da, vă rog, unde este domnul Ritter? Unde? Uite, fetele lui Cocârțău au început să vie. M-au urmărit. Unde se fug? Pe unde se dispar? Unde se mă... Intră în ghișeul meu, domnule Piscifling. Unde? Mulțumesc, domnule. Domnul Ritter este aici? Nu, doamnă. A se ne mai pomenit. Să-mi facă mie una acasă, să abuzeze astfel de fotografia mea, are să mi-o plătească scump. Vai, ce rușine! Ce rușine! Ce s-a întâmplat, doamnă? Vai, doamne! Cocârțău? Vine, Cocârțău, să nu dau ochii cu el că mor de rușine. Unde să mă ascund? Pe unde să ies? Poftiți un minut în ghișeul meu, doamnă. În ghișeu? Da. Unde e Ritter? Dar ce e, domnule Cocârțău? Scandal! Scandal ce să fie! Așa bucluc! Nu mi s-a întâmplat de când sunt. Bucluc? Ce bucluc? Da, bucluc, categorii bucluc, auzi. Au să se însoare deodată cu trei. Cine, domnul Ritter? Piscifling. Ăsta turc trebuie să fie nu funcționar la domenii. Iată-mă și turcit acum. Cu trei. Ăsta e harem îi trebuie, nu nevastă. Ce rușine și tocmai pe ăsta a găsit să mi-l trimită în casă Ritter. N-am să-i o iert niciodată. De ce vă supărați, domnule Cocârțău? N-ați vrut dumneavoastră funcționar la domenii? La domenii, dar să fie creștin, nu turc. Poate că așa sunt funcționarii de la domenii. Da, turci?
turci. Unde este Rita? Unde se ascunde? Ce crede că are să scape de mine? N-are să scape. M-a tras pe soare într-un mod ordinar. Doar nu să mă face să cred că Pișteplind este singurul funcționar la domenii neînsurat. Pișteplind, o nătăfleață! Nătăfleață, mulțumesc! Și baba aia de somnoiu s-a și grăbit să-l prindă în undiță. Baba! Ce este? Nimic. Ba da, am auzit... Așa? Se poate? O fi fost ecoul. Dumneavoastră a zis babă și ecoul a zis... Ecoul! Bă, rău, să fie și eu, auzi, nerușinare. O invit ca pe o prietenă la logodna fiicei mele și în schimb îmi ia ginerele, care și mutră de măritiși. Obrazul ei parcă e un atelier de bopțele și nasul parcă e o pensulă. Obrazule! Ce este? Nimic, ecoul. Iar ecoul? Ce fel de ecou e ăla care îmi răspunde? Obrazule, când eu zic pensulă. Așa a răspuns. Atunci se vede că a vorbit cineva din odaia de alături. Da, în odaia de alături. E acolo un papagal. Da, întocmai. Și papagalul ăsta zice mereu așa. Obrazule, n-au nimic. Mă mir, ia ascultați bine. La urma urmei m-am plictisit. Unde este Ritter? Fiindcă el singur e de vină de tot scandalul ăsta. Mi se pare că se ascunde pe aici. Opa, turcu! Ce turc? Pe șifling! Ce înseamnă asta? V-ați unit cu toți împotriva mea? Unde este Ritter? M-a dat somnoiul! Se încurcă lucrurile, eu mă duc. Da, eu sunt atelierul de vopsele cu nasul ca pensula. Ia uite papagalul. Ritter! Ce? Domnule Ritter! Ce? Domnule Ritter! Păi, dacă m-am speriat, dar ce înseamnă asta, domnule Ritter? Ce fel de casă de încredere e agenția dumitale? Eu cu cine mă însor, domnule Ritter? Ce să mi-ai trimis un turc în casă? Cui ai dat fotografia mea? Eu cu cine mă însor? Stați puțin, așa câte unul. Cu cine? Stați puțin, cam atâta afaceri, ce este, mă rog, ce e aia, turc, fotografie, nu înțeleg nimic. Ce se întâmplă, domnule Cocârțău, ce? Ce caută fotografia mea la domnul Pișiflin? Și eu? Scuzați-mă, doamnă, somnule, eu am întrebat pe domnul Cocârțău, nu? Domnule, alb sau șvart? Alb sau negru? Ce? Domnul Pișiflin e pentru mine sau pentru madame Somnoiu? Domnul Pișiflin v-a fost rezervat dumneavoastră? Domnule Cocârțău. Da, atunci fotografia mea. Ce caută la domnul Pișifling? Fotografia noastră? Nu știu nimic. Domnule Pișifling, ce caută fotografia doamnei Somnoiu la dumneata? Asta vreau să știu și eu. Ce caută fotografia doamnei Somnoiu la mine? Mă rog, dumneata, nu ești domn foarte serios? Tânăr elegant venit sigur? Nu, dumnealui nu e domn foarte serios. Dumnealui e funcționar la domenii. Ce vreau să zic că dumneata nu ești Rui Blas? Ce? Rui Blas de la teatru? Nu, dar eu sunt Pișifling de la domenii. Ah, ce rușine! Ce rușine și numai dumneata e de vină, domnule Ritter! Cum adică eu sunt de vină că dumnealui nu e Rui Blas? Cum bine? Păi dacă nu ești Rui Blas, de ce te-ai locodit, mă, cu madame Somnoiu? Fiindcă am crezut că madame Somnoiu e domnișoara Cocârțău. Adică nu. Fosta domnișoara Cocârțău. Și în sfârșit, ce să mai... Fiindcă am crezut că este fata dumitale, domnule. Fata mea? Da. Cum se poate să-ți închipui așa ceva? Domnul Ritter mi-a spus. Eu nici nu m-am gândit. Dar ce să mai zic acum? Sunt atât de grăbit. Domnișoara Dante mi-a dat fotografia asta. Uite. Fotografia mea. Da. Cine-ți-a domnișoara Dante și mi-a spus că e domnișoara Cocârțău. Adică nu a fost domnișoara Cocârțău, dar în sfârșit ce să... Fata domnului Cocârțău. Domnișoara Dante? Da. Cine e domnișoara Dante? Eu regret, domnule Pișiflin, dar în serviciul meu nu sunt decât domnișoara Helen și domnișoara Beatrice. Da, așa, domnișoara Beatrice, exact, scuzați, nu, am confundat eu, știți, Dante și Beatrice și Beatrice, mă rog, am zis că totdeauna confundăm pe Dante cu Beatrice și pe Beatrice cu Dante. Domnișoara Beatrice, ai dat dumneata fotografia doamnei Somnoiu, domnului Pișiflin? Eu nu știu de nicio fotografie. Ce, mă mai iertați? Domnișoara în care mi-a dat mie fotografia era de sex opus, nu. Înțeleg! Ce faci, domnule? Ne-ai compromis casa și râzi? M-ai făcut de rușine și râzi? E viitorul meu în joc și dumneata râzi? Îți mirește că râd. De cum să nu râd? Ai râdeți și dumneavoastră acum? Dacă nu mi-explici ce e cu fotografia mea, nu-ți mai cal niciodată în birou. Asta și vreau să fac. De ce mă întrerupeți? Da, aici sunt funcționari mulți. Fiindcă trebuie să știți că zeci de oameni mănâncă pâine de pe urma mea. Eu sunt filantrop.
Eu îi plătesc pe oamenii care muncesc, eu îi plătesc mie. Să bine, domnule Ritter, dumneata vorbești de un ceas și încă nu ne-ai explicat nimic. De un ceas? Un ceas. Ce spui? Vai, și am o afacere colosală. Domnule Ritter, te rog să-i sprăvești. Am isprăvit. Până acum spuneai de 10 ori ce ai de spus și scăpai și dumneata. Și să spun că a fost o încurcătură asta. Mă mir că n-ați priceput de la început. Ce încurcătură? Păi, desigur, vă rog să mă scuzați. Gata, scuzați-mă, mai mult ce vreți. Nu o să mă omor acum pentru... Dar eu nu înțeleg ce încurcătură a putut să fie. Eu nu înțeleg, eu mă mir că nu înțelegeți, domnule Pisciplin. Domnule Pisciplin, cu dumneavoastră vorbesc. Uite, domnul Cocărțău și madame Somnoi au înțeles, așa că zăpăcită-i de beatiți ți-a dat fotografia doamnei Somnoiu în loc de a domnișoarei Cocărțău. Asta-i tot. Cum? Păi de-asta-i, ce mai? Și atunci fotografia fetei mele unde? Unde? Păi probabil că acolo unde trebuia să fie a doamnei Somnoiu, nu? Ce? Altă încurcătură acum? E și ce? Ia, gata, liniștiți-vă, ce mai? Încă o încurcătură și pe urmă încă o descurcătură și atâta tot. Ce viața decât o încurcătură, nu? Așa că eu vă salut. Nu. Și zici că Ribla s-a luat fotografia domnișoarei Cocărțău? Da, așa am zis. Da, bine, domnule Ritter. Ce e fotografia fetei mele să circule așa de colo-colo? În comerț, tot ce circulă are curs. Lăsați-o, prin urmare, să circule, dacă vreți, să nu fie scoasă din circulație. Am onoarea. Nu-ți închipui, domnișoare, cât mă enervează toate întâmplările astea. Ne-am înțeles care va să zic, da? Dacă vine pe aici persoana care îi scălește Rii Blas, îi dați adresa mea. La revedere. Domnule, nu știi. Nu știi ce fericit sunt că a fost numai o încurcătură. Dar și eu, domnule Cocârțău, nu aveți ce fericit, ce fericit sunt. Și de ce ești așa de fericit, domnule Pisciplin? Păi, cum de ce? Dacă a fost numai o încurcătură, ce nenorocit aș fi fost dacă n-ar fi fost o încurcătură, dacă n-ar fi fost încurcătura asta. Ei, iată o încurcătură care ne scoate din încurcătură. Ba, ne bagă, nu ne scoate. Nu, ba, ne scoate, nu ne bagă. Ne bagă, domnule Pisciplin. Ne scoate, Madame Somnoiu nu e fata mea. Da? Atunci dumneata o iubești pe Madame Somnoiu, nu pe fata mea. Păi așa e, ne bagă, păi vezi că la asta nu mă gândisem. Ba nu, domnule Cocârțău, ne scoate. Zău, ne scoate, domnule Cocârțău, fiindcă eu n-am iubit-o niciodată pe doamna Somnoiu. Cum n-ai iubit-o, da? Până acum spuneai... Ei, spuneam, dar ce? Tot ce spuneam era relativ la fata dumitale. Care va să zică... O iubești pe fata mea? Dacă o iubesc, o ador, domnule Cocârțău. Eu am fost sortit să o iubesc pe fata dumitale, oricum și oricine ar fi fost dumnea ei. Și dovada este că am fost în stare să o iubesc chiar în persoana doamnei Somnoiu. Nu? Totdeauna idealul visurilor mele a fost o fetiță cu ochii roșii, cu părul roșu, cu nas. Stai, mă, nu fi, fata mea e satenă. Satenă? Da, șatenă. Am vrut să zic șatenă. Totdeauna idealul visurilor mele a fost o fetiță cu ochii negri, cu părul în castaniu. Castaniu, da. Bravo, mă, cât sunt de fericit. Mă, că și-ai fi tu în stare să repezi și fetei mele ce mi-ai spus mie? Sunt, hai. Hai, auă. Ce? Tu. Ce? Nimic, chiar mi-am muscat limba. Totdeauna cum mă entuziasmez, îmi musc limba. Eu și studiază. Da, limba, părinte, bravo. Categoric, bravo. Lasă limba și vino. Vino în brațele mele. Tată. Mă, te-am simpatizat. Iată, în sfârșit, visul meu împlinit. Tată, soare. Băi, da, Vasilica. Eu, ăsta, Zambilica, pa, da. Ce Zambilica? Uitați că e o floare. Ce e cu ea, mă? Ce, Zambilica? Ce să fie? Ce să fie? Zambilica? Păi, dar ce, mă crezi surd, am auzit. Pe doamna Somnoiu ai confundat-o cu fata mea. Dar pe Zambilica, pe ea cu cine ai mai confundat-o? Pe Zambilica să vedem cum o mai explici.
Zambilica? Da. Zambilica, e un mof, așa. Zambilica se poate spune că nici nu există. Asta, ce, o nebună, primul meu amor, știți? Cine se mai însoară azi cu primul său amor? Și cine n-a avut în viața lui o zambilică? Nu? A, nu, zău, spuneți rău. Dumneata n-a avut nicio zambilică? Bă, te rog foarte mult. Te rog, eu sunt căsătorit. Ai avut? Asta e, toată lumea are câte o zambilică. Stai că mai care va să zică, numai atât. Atât, ce? Nimic mai mult. Mă. Bravo. În brațele mele. Tată. Ginedică de la Dămâni. Mă nebunie. Cocârțău îmbrățișat cu pișifling. Am sosit la vreme. Domnule George. Da, vă rog. Cât sunt de fericit. Am să-ți dau o veste bună, amice. Da, și eu am să-ți dau una, amice. Mă însor, buzoiene. Totul nu a fost decât o încurcătură. Îmi pare bine că ești fericit. Mai ales după lovitura ce ți s-a dat. Ce lovitură? Îmi vine greu să spun. Te-a suprimat. M-a suprimat, nu se poate. Te-a suprimat pe ziua de întâi. Mi-a spus acum la telefon șeful de cabinet al ministrului. Nu se poate. De ce l-a suprimat? Simplu, în interes de serviciu. Nu se poate. Remaniere. Am fost un funcționar model, domnilor. Mă duc la minister, domnule Cocârțău. Nu se poate. Pe ziua de întâi trebuia să mă înainteze o fișă acolo, vreo încurcătură. Nu, vine-mi, așteptați-mă aici. Vă rog, nu se poate. Pălăria și bastonul, domnule Bisciflin. Da. Mă scuzați. Totdeauna când sunt emoționat, îmi uit pălăria și bastonul. Bun, mulțumesc. La revedere, domnule, vine îndată. Nu se poate, dar domnule Cocârțău. Domnule Cocârțău, ce? Mi-a venit o idee. Ce idee? Omagiile mele domnișoarei Cocârțău. Bietul pișcifling. Ce înseamnă toate astea, domnule George? A fost numai o glumă? Nu, dimpotrivă, e foarte serios. L-a suprimat. În interes de serviciu? Da, ca să-mi fac mie un serviciu. Dumneata, ai făcut-o și pe asta? Eu? De 3 zile țin de capul ministrului să-l suprime și în sfârșit am izbutit. Și în ce scop, mă rog? Pentru că eu cred, stimate domnule Cocârțău, că fata dumitale nu va fi fericită decât cu... Cu dumneata? Întocmai. Ce bine ai ghicit. Ei bine, te înșel, domnule. Cum? Fata mea n-are să se mărite decât cu un funcționar de la domenii. Și domnul George Râmniceanu n-are să fie niciodată ginerele meu. Nu zice vorbă mare, domnule Cocârțău, fiindcă eu sunt informat că domnul George Râmniceanu n-are să se însoare decât cu domnișoara Cocârțău. Atunci ai să rămâi flăcău toată viața. Așa credeam și eu. Acum însă lucrurile s-au schimbat. Da, ai dreptate să fii supărat. Nu știi ce s-a întâmplat. Ce? Am înghițit nodul. Ce, îți bagi joc de mine? Nici de cum. Am înghițit nodul și sunt foarte fericit. Ce nod? Un afurisit de nod care mi s-a așezat totdeauna drept în gât când voiam să-i spun unei femei că o iubesc. De atâta vreme nodul ăsta îndrăcit m-a împiedicat să-i mărturisesc domnișoarei Aspasia, flacăra ce mă mistuie. Și acum i-ai mărturisit-o? Da. Cum? Și îndrăznești să-mi spui mie asta tatăl ei? De ce să nu îndrăznești, dacă și dânsa mă iubește? Ce? Fata mea ți-a spus că te iubește? Exact, da. Și de ce te miri? Nu se poate. Fata mea nu poate să iubească pe nimeni fără consimțământul meu. A, nu, fără consimțământul dumitale nici vorbă. Tocmai de-aia am venit, domnule Cocârțău, să te rog să ni-l dai. Niciodată! Domnule Cocârțău! E bine, dar nu mai isprăvești, frate, odată. Am isprăvit. Tocmai la vreme ați venit. Uite, domnule Cocârțău, s-o întrebăm și pe domnișoara Aspasia. Adevărat e, fetiță? Că tu ai mărturisit domnului George că-l iubești? Adevărat? Bă, nu te-am întrebat pe tine. Taci gură! Tu nu te-ai amestecat. Aspasie, tată, te întreb încă o dată. E adevărat? Da, e, vezi, domnule Cocârțău? Fără consimțământul meu? Dar și domnul George o iubește. Nu te-am amestecat. Taci gură! Da, o iubesc. Mofturi! Dar puțin îmi pasă mie de ce ați hotărât voi între voi.
În casa mea nu se poate face nimic fără consimțământul meu. Hai, hai, consimte și tu, păpăluță. Consimte, Atanasie, dragă. Consimte, domnule Cocârțău. Niciodată. Am spus că fata mea are să se mărite cu un funcționar de la domenii, cu un funcționar de la domenii are să se mărite. Și apoi domnul George nici nu te iubește. Protestezi! Nu iubești! Protestezi! Categorii nu iubești. Atanasie. Iubirea i-a împins pe oameni totdeauna la cele mai eroice fapte, iar dumitale nu ți-a dat nici măcar curajul să intri la domenii. Te rog, haide, Frosso. Atanasie. Haide, Maspasio. Stați! S-a nebunit. Stați! Dacă nu-mi dați consimțământul, nu veți ieși pe această ușă decât călcând peste cadavrul meu. Da? Atunci o să ieșim pe ușa din dos. Dar consimțământul nu ți-l dau. Ba, hai să mi-l dai, domnule Cocârțău. Ei, m-a venit. Și dacă nu vrei să consimți de voie, o să trebuiască să consimți de nevoie. Domnule George! Papa! Și știi de ce? De ce? De ce? Fiindcă sunt funcționar la domenii. Vai, ești funcționar la domenii? Mofturi! Da, de când, domnule? De o jumătate de ceas. Ha? Am fost numit în locul domnului Pisciflin. Ah. Adevărat? Fiata ta, tu și... Domnule Cocan... E adevărat, m-a suprimat pe mine și l-a numit pe George. Adevărat? Atunci, în brațele mele, ginele... Tată, socrule! La ce, tată, socrule, cum... Ce? Buzoianu, Râvnicianu, George, cum el? Eu! Atunci, eu cu cine mă însor? Ah, papa, cât sunt de fericită! Bravo, Atanasie, bravo! Felicitările mele, domnule George! Vă mulțumesc, vă mulțumesc din inimă! Ai de gând să rămâi toată viața funcționar la domenii? Dar ce-s nebun? Numai până s-o face nuntă! Ritter! Ritter, am o veste extraordinară! M-am logodit! Bravo, bravo, de fericită! Îți mulțumesc! Să vă dea Dumnezeu toate bucuriile, dar cu o singură condiție! O singură condiție? Care? Să-mi dai mie exclusivitatea anunțului tău de căsătorie. Vrei să spun ceva? Ți-l dau! Să bagi însă de seamă să nu faci vreo nouă încurcătură. Încurcătură? N-aveți nicio grijă. Singura încurcătură pe care am de gând să o fac este să încurc pe domnul Pisciflin cu Madame Somnoia.